Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Titina și sunt tare fericită că sunteți aici. O să încep acest intro prin a prezenta produsele pentru giveaway, pentru că am spus că atunci când voi face 1000 de abonați pe canalul meu de YouTube, voi face un giveaway. Și chiar vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat, celor care îmi dați mesaje și celor care mă încurajați și celor care îmi dați mesaje mai puțin plăcute. Eu le iau ca și mesaje constructive pentru că sunt o persoană pozitivă. Așa că voi prezenta produsele pe care le-am ales să le dăruiesc. Voi începe cu primul obiect pe care l-am ales. Este acesta. Este o geantă. Îmi place foarte mult designul pe care îl are. Și îmi plac foarte mult culorile. Este o geantă. Cred că se cheamă termică, nu știu sigur dacă este acesta termenul. O să o desfac ca să vă arăt cum arată înăuntru. Pentru că eu știu că se pot păstra produsele reci înăuntru. Deci geanta aceasta o puteți lua când vreți să mergeți la picnic sau vreți să mergeți la plajă și aveți nevoie ca să vă țineți, nu știu, sucurile reci sau mâncarea rece. Așa arată geanta. Are un fermoar atât de drăguț. Este culoarea cuprului. Sper că nu greșesc. Așa arată. Sper că vă place. Ok, următorul produs pe care l-am ales este această sticlă de apă. Capacul este din bambus. Și este o sticlă de sticlă și îmi place și ce design are. Este alb și negru, foarte simplu, parcă ar fi o zebră. Eu beau foarte multă apă și toți oamenii care mă cunosc știu că eu întotdeauna am o sticlă de apă în geantă, indiferent unde merg eu am apă, pentru că este important să ne hidratăm și eu chiar beau foarte multă apă, adică nu foarte multă, dar beau o apă normal. Și m-am gândit să cumpăr o sticlă și pentru persoana care va câștiga giveaway-ul, pentru că mă reprezintă. Următorul produs este acesta. Este un set de baie care are două bath bomb, are un spumant de baie și o bentiță. Îmi place foarte mult culoarea bentiței, este foarte faină, este un albastru, cred că se cheamă aquamarin și foarte fain. Mie îmi place să fac baie foarte mult. Când mă pun să fac baie, cred că stau cel puțin 2 ore. Și am spus că ar fi o idee foarte faină ca să dăruiesc în giveaway-ul acesta lucruri pe care eu le folosesc și lucruri care îmi plac. Așa că îmi place să beau apă, îmi place să merg la plajă, îmi place să fac baie. Următorul produs este acesta. Este un body scrub și un body lotion. Am zis că dacă tot am cumpărat spumantul de baie și bentița, să cumpăr ceva și pentru corp. Am cumpărat scrubul și loțiunea. Următorul produs, de fapt următoarele produse, pentru că o să le iau pe amândouă să le prezint, este acest gel de curățare a feței de la Olay. Sper că pronunț cum trebuie. Și această apă micelar, tot de la aceeași companie. Eu folosesc produsele acestea și sunt foarte bune pentru tenul meu. Următorul produs este acesta. Deci nu vreau să exagerez, dar cred că am cel puțin 10. Am peste tot în cameră, peste tot în genți, peste tot. Și sub pat cred că am. Am buzele uscate, așa că folosesc acest balsam de buze de la Carmex, care este extraordinar, imediat am buzele hidratate. Ultimul produs pe care vreau să îl ofer este acest tricou. Eu l-am făcut. Eu am ales designul. Tricoul este mărimea medium, pentru că m-am gândit să fie o mărime care să se potrivească mai multor oameni. Cam așa arată.
Și cam atât, cam acesta este giveaway-ul, sper să vă placă. Giveaway-ul este la mine pe Instagram, o să inserez aici Instagram-ul meu. Chiar în ziua când voi posta acest video, voi posta și giveaway-ul pe pagina mea de Instagram. Pentru a participa la acest giveaway trebuie doar să dați like fotografiei cu giveaway și să lăsați un comentariu cu orice vreți voi. Puteți lăsa doar un emoticon sau puteți spune ceva ce vă place din giveaway sau orice. Da, acum o să inserez videoclipul în care am mers la mare cu familia mea și sper să vă placă. Suntem în mașină, fratele meu conduce, sunt în mașină și cu cumnata mea și nepoții mei, să vă arăt și pe ei. Deja un nepoțel doarme și al doilea cred că a dormit. Mergem la plajă, iar plaja se numește Margate. Facem cam o oră, oră și 10 minute, depinde de trafic, dar acum se pare că suntem destul de bine cu traficul. O să mai filmez un pic și cum o să ajungem acolo, cum este drumul. Am ajuns în parcare, am parcat în stația de tren, care este foarte aproape de plajă. Am parcat mașină lângă mașină. Acum așteptam să vină și ceilalți, pentru că am venit cu 3 mașini. Au ajuns 2 mașini și mai trebuie să vină și cea de-a 3-a mașină. Aici sunt nepoții mei afară. S-au trezit. Sunt bine dispuși și gata de joacă. Ia uitați ce fac fetele prima dată când ajung la plajă. Poze, măi, poze. Asta fac fetele. Te-ai trezit, pititelule, ai transpirat. Of! A transpirat frumușelul. Ai dormit? Ai dormit, baby-ten? Ai dormit? Da, ai dormit? Bum, bum, bum. Hmm. Hai la plajă. Puneți protecția pe față. Băieții descarcă bagajele. Ne luăm bagajele și mergem la plajă, în sfârșit la plajă. Dar scumpei sunt copilașii ăștia. De aici până la plajă cred că facem cam 2-3 minute. E foarte aproape. Abia aștept să îmi dau jos sandalele și să mă pun în nisip cu picioarele. Chiar este o zi superbă, superbă. Mi-am pus ochelari și cred că astăzi o să port ochelari toată ziua, pentru că a fost ziua Miladei weekendul acesta și am stat târziu. Prima seară cred că m-am pus să dorm la 2, a doua seară la 3 sau 4. Aseară eram atât de obosită ce m-am pus în pat, am adormit imediat, imediat am adormit. Acesta este fratele meu, Marin zis și Maulin. Estera vine cu baby Ethan. Ceilalți au venit pe partea cealaltă, dar am ajuns aici la mare. 1, 2, 3 și aici este și o piscină, după cum puteți vedea. Și piscina vine din mare, ceea ce e super. Iar cred că atunci când este flux, este acoperită piscina. Iar când este reflux, se poate observa și piscina. Ceea ce e super. Sora mea cu baby Ethan. Uitați ce fashion este sora mea. Tare frumosică e. Gata, ne-am așezat. Avem o pătură. Avem copilașii pe pătură. Este cumnata mea, Mădălina, nepoții mei.
adevărat. Această minunată fată care are nevoie la toalet. Hai că merg eu cu tine. Aici este bagajul nostru. Faceți băieți. Foarte bine băieți și fete. Bravo. Voi ce faceți? Ne-am pregătit aici, am campat. El este Alex. Este singur în cazul în care vreți să-l contactați. Surorile mele deja au mers în piscină ca să vadă cum este apa și să se poseze, desigur. Eu mi-am dat sandalele jos. Data trecută când am venit nu era așa cald aici. Și filmez, oamenii tot trec și se uită la mine. Un pic ciudat, dar e ok. Ceilalți se joacă, construiesc castele care se bronzează. Hai, hai, săriți? La 3, da? 1, 2, 3! Ui, mi-ai tapa! Hai că vin și eu! Wow! S-a dărmat! Mai fă o dată! Dar pune și scoli, faceți tot! Faceți tot tacâmul! Vin băieții cu mâncarea, că au fost la mec. Ați fost la mec? Mi-a luat la lopată. Ce faci cu lopata aia? Ești fericit? Ai intrat și tu în apă azi? Ai intrat în apă azi, baby? Știi că ăștia că sunt lucruri. Wow! Wow! Wow, baby! Wow! Nu? Iubită! Nu? Nu ai intrat în apă, băiatul? Mincinosule! Ai fost, baby, te-am și filmat când ai fost în apă! Pau! Iubite, papa. Am venit aici sus ca să vă arăt cum arată apa acum la final. Cât de aproape a venit de mal. La revedere, mare frumoasă. Pescăruși. A fost super astăzi. Cineva aici în spatele meu caută metale cu detectorul de metale. Da. Sper că v-a plăcut și videoclipul de astăzi și ne vedem data viitoare!